Dragi concurenți, în această seară v-am pregătit o activitate de creație. Băieții trebuie să fie designeri și să creeze ținute pentru toate fetele, urmând ca acestea, ulterior, să defileze într-o prezentare de modă. Acestea trebuie să se folosească de materialele reciclabile și să fie inventivi. Trebuie să te duci să-ți iei o pereche de pantaloni scurți și o bustieră. Trebuia să o tai un pic mai dreaptă. Putem să o creponăm? Da. Doar că o să stea. Așa. Și acum? Unde scoți-o? Măsor scociu și-l pui aici pe masă și lucrez pe masă. Nu scociu. Uite aia. Știi, pe aici se vede frumos, dar aici nu e ok. Din Mexic ai venit, sigur. Am mă rog, iată. Ce să ne fă, nu mai lasă. Ai gata? E gata, uite, te place. Vreau să nu se vadă ruptura asta aici, asta vreau să. Da, sunt colo de ruptură. Mă interesează că creația mea de la Paris. Ce-mi place, ce bine mă simt. Avem o ținută de seară. Priviți, admirați, aplaudați. Este o ținută extravagantă. O puteți purta la evenimente. Aplauze. Ei bine, este o ținută pe care o puteți purta lejer, lejer vara, pe plajă, la un restaurant vara, în vacanțe. Avem această rochiță superbă, lejeră. În general, sâmbătă să poartă în gală. Bravo! Bravo! Avem o ținută foarte frumoasă. Se poate purta atât ziua cât și noaptea, chiar și în cluburi, sau când vreți să deschideți o afacere cu ranga. O puteți purta chiar și cu cagulă, când e cazul. Transpiri în ea? Deloc. Are aerisire. Ok. Da. Bravo! Ce pot să vă spun, acesta este o capodoperă a mea de la Nuțu Fashion Style. Este creația mea proprie, Jack Sparrow sau Capitanul Hook. Această creație este o creație proprie, se numește Fata Shot. Așteptăm comenzile la NNC, vă rog frumos, aplauze. Atunci, o creație unicată, de epocă foarte veche, care este purtată de o prințesă, foarte rară. Mă bucur să închei prezentarea cu această minunată costumație. Ce pot să vă zic, se poate purta primăvara-vara. Creația se numește Ibița. E ceva super. Bravo, fetelor! Bravo! S-au întrecut, nu? Cu cine? Nu știu dintre ei, dar a fost foarte frumos. Chiar m-a surprins și nu e prima oară când mă surprindesc, pentru că chiar a fost frumos și ați fost foarte inventivi. Mă uitam și vroiam să aleg pe cineva în mod special, chiar dacă tu m-ai obligat să te aleg. Am văzut că aveți același color și din aia. Dar nu puteam să-mi iau ochii, pentru că toți ați fost de senzație. Pot să spun că, într-adevăr, Petronela a fost un pic mai... Tu ai fost cu paharele alea, iară ceva... Noi încă mai avem rochea. A fost Alexandra, iară, într-un mare fel, nu-ți mai spun ale. Ai purtat vreuna dintre ținutele create de ei? Da, de ce nu? O avem sus. Nu știu unde. E bine că și-au pus la contribuție creativitatea. Chiar mi-a plăcut, sincer spun. Arăta foarte bine, arătau foarte bine toate creațiile. Felicitări, bravo, nu mă așteptam să fiți atât de inventivi. Sincer, m-ați surprins. Da, Lică chiar a păstrat rochița. M-a dezbrăcat cu grijă și a pus-o la gata. Adică a fost cu mai greu, da. Vrei să o folosești pe post de rochie de mireasă? Sau da, ce? Să știi, da, tot ce e posibil. Am înțeles, bine.